Maria Pocora s-a născut la 1 septembrie 1884 în satul Bușăuca din Ținutul Orhei, astăzi raionul Rezina. S-a născut într-o familie de preoți a lui Ștefan și Dominica Pocora, dar nu se cunoaște dacă a avut frați sau surori. A urmat școala generală din localitate, iar în august 1903 s-a înscris la liceul de fete numărul 3 din Chișinău, pe care l-a absolvit în 1904 cu note maxime la disciplinele geografie universală și rusă, științe naturale și fizică. Fugind de educația tradițională oferită fiicelor de preoți, cursurile școlii eparhiale din Chișinău, tânăra Maria s-a înscris la cursurile secțiunii naturale ale Facultății Fizico-Matematice de la înaltele cursuri feminine din Odessa, unde a manifestat o predilecție deosebită pentru materiile fizică, chimie, neorganică și analitică, cristalografie și mineralogie, geologie și paleontologie, geografie fizică, mineralogie. În decembrie 1911 s-a ținut teza axată pe valea râului Cogâlnic din punct de vedere geologic. În anul 1916 a fost onorată cu diploma de gradul 1 pe baza tezei științifice, iar în perioada 1916-1920 a lucrat ca asistentă la catedrele de geologie și geografie a Universității Imperiale Novorusnic din Odessa. În anul 1917-1917 a studiat județul Orhei din punct de vedere hidrologic, lucrările fiind organizate de zemstva guberneală din Basarabia sub conducerea profesorului Lange. Anii săi de studiu au concis cu Revoluția Rusă, care a afectat întregul Imperiu Rus, iar consecințele acestea, sărăcia instabilă, tatea politică, lipsa de perspectivă socială, mizeria morală, s-au făcut nesimțite și la Odessa. Drept urmare, Maria Pocora a revenit acasă în 1920, când Basarabia era deja unită cu România. Din 1921 a început să colaboreze cu Institutul Geologic al României, iar din august 1922 a fost angajată ca geolog la Muzeul Național din Chișinău. Din 1922 până în 1928 a făcut studii pedagogice, geologie și hidrologie ce în apropierea Basarabiei, Cetatea Albă 1922, Hotin 1923, Tighina 1924-1925, Lăpușna 1926-1927, Orhei, Bălți, Soroca 1928. A adunat mai multe colecții de specimene geologice și paleontologice, fauna moluștelor sarmatice, originalele cărora au fost donate Muzeului Național din Chișinău, iar duplicatele Institutului Geologic al României. A avut o activitate academică la fel de fructuoasă ca cea din teren, susținând două comunicări științifice în ședințele Institutului Geologic în anii 1926 și 1928. Împreună cu profesorul ei, coordonator Frolov, și colegul Vrabe, Maria Pocora a cartografiat rezultatele observațiilor sale pedologice pe o hartă cu scara 1 la 126.000, iar pe altă hartă a cartografiat toate tipurile de soluri din județele studiate ale Basarabiei. La începutul anului 1933 a decis să-și înceapă munca pentru activitatea de doctorat, drept pentru care a plecat la profesorul său coordonator Lascariov, aflat la Belgrad. Acolo, în Iugoslavia, s-a concentrat pe obiectele sale și a adunat rezultate frumoase, drept pentru care, când munca era aproape de sfârșit, a decis să vină apoi acasă pentru o scurtă perioadă. Viața i-a fost curmată în mod tragic în timpul acestui drum. A fost călcată de tren în gara feroviară Porțile de Fer la data de 7 aprilie 1933. O secundă de atenție a fost suficientă pentru a pune capăt acestui destin excepțional de femeie îndrăgostită de meseria ei. O femeie care, dacă mai trăia câteva decenii, avea toate șansele să revoluționeze geologia și să dezvolte această știință în Basarabia. Maria Pocora, prima femeie geolog, a fost înmormântată în cimitirul ortodox central din Chișinău. Numele ei s-a păstrat doar în revistele științifice ale lumii academice de la noi, licărind abia din când în când în vreo notă de subsol a vreun articol de specialitate. Un mare nume al istoriei noastre rămâne să se confrunte cu o mare nedreptate. Din păcate, noi avem o lungă și îndrăcinată tradiție în acest sens. Poate că e timpul să ne cunoaștem mari oameni pe care a dat acest pământ.
este o îndreptate mare față de ea, prima femeie geologă a Basarabiei, față de cea care a îmbrăcat o știință și o meserie deosebită de grea și provocatoare, plină de mistere, chiar și astăzi, când oamenii își afundă piciorul în solul altor corpuri cerești. Numele Mariei Pocora este aproape necunoscut. Lipsește din ureașa baza de date a internetului, a bibliotecilor, lipsește din mințile și discursurile noastre. Femeie basarabeană, necunoscută în trecut, neînțeleasă nici astăzi, învăluită într-o rană ademenitoare a vremii.